Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. La Teatrul Elisabeta, de la ora 19, se pune în scenă piesa Două vizite, un colaj de două piese scurte ale dramaturgului rus Cehov într-un singur act. Ursul, farsă scrisă în anul 1888, și Cererea în căsătorie, scrisă în anul 1889. Tema fundamentală a piesei este căsătoria, invocată atât în prima jumătate prin gelituri și regrete, cât și în cea de-a doua parte, când treptat publicul spectator descoperă că rezolvările conflictelor dintre cei doi îi apropie tot mai mult și îi îndreaptă inevitabil spre o cerere în căsătorie. De la ora 19:30 în sala George Constantin a Teatrului Notara, puteți urmări piesa Mizantropul. Producția prezintă un text actual care vorbește despre ipocrizie, fast și reușita prin orice mijloace, în contrast cu sentimentele sincere, adevărul și truda. Pornind de la aceste teme, regizorul Alexandru Muzgăreanu a creat un spectacol despre high-classul contemporan, despre o lume perversă, rea și dominată de ideea de competiție. Spectacolul aduce în prim plan o echipă de tineri creatori de teatru, vârfuri ale generației lor. Ce am de făcut și nu este vina mea? Teatrul Luni de la Green Hours prezintă de la ora 20 piesa Ultimii Eroi. Spectacolul prezintă un grup de adolescenți dintr-un oraș de provincie care visează la București cu gândul că, atunci când vor ajunge acolo, toate problemele vor dispărea ca prin minune. Între timp, trec prin experiențe mai mult sau mai puțin normale. Zici că se vede tot iar. De ce nu-mi plac țapina? Și știu că Diana Trambe din clasă, combinată cu unul de-a 12-a și Andreea e combinată cu unul de-a 11-a. Dar tu ești în clasă și cu genele alea două? Da, sunt. Și una dintre ele combinată? Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!